În ședința ordinară a Consiliului Local, programată la începutul acestei săptămâni, s-a luat în discuție și solicitarea societății de Afora, care dorește să iasă din asocierea cu municipalitatea în cazul zonei de agrement Hanul Căprioarei. Proiectul a trecut, asta chiar dacă socialdemocrații s-au opus. Printre punctele care nu au avut susținerea consilierilor PSD, au fost proiectul de hotărâre privind solicitarea de încetare cu acordul părților a asocierii asupra imobilului cunoscut ca și Hanul Căprioarei. Contract încheiat de fostul primar PSD, domnul Teodor Plopianu. Consilierii PNL, UDMR și PMP, care au apreciat că zona Hanului, parcul, locul de joacă, trebuie valorificat pentru Medieșeni și au dat avizul de principiu pentru începerea procedurilor de evaluare a investiției realizate de actualul proprietar. Viceprimarul Cristina Telman a explicat și de ce este nevoie de amenajarea unui sens giratoriu la ieșirea din oraș spre Sibiu, un alt proiect la care consilierii socialdemocrați s-au opus. Un alt punct pe ordinea de zi care nu a fost susținut de consilierii PSD se referă la amenajarea sensului giratoriu în zona de ieșire din oraș înspre Sibiu, zona Izvor. În primul rând, trebuie menționat că prin această investiție se duce la bun sfârșit un amplu proiect de extindere a liniei de trolebuz. Prin realizarea acestei investiții se va îmbunătăți infrastructura rutieră de transport local prin posibilitatea întoarcerii în condiții de siguranță a mijloacelor de transport în comun, dar și a altor vehicule. Trebuie menționat de asemenea că varianta de a muta în altă locație acest sens giratoriu nu a fost posibilă pentru că discutam deja de exproprieri, spațiu fiind insuficient în alte zone decât în acea zonă intitulată la Izvor, de a amenaja acest sens giratoriu.